Și m-a rugat să o recit pentru tine. Scumpă mami, comoară, iată că în această zi frumoasă de primăvară, 30 mai, ai adăugat încă un trandafir la buchetul vieții tale. Al 18-lea trandafir, în primul rând, vreau să-mi cer mii de scuze că nu am putut să-ți înmânesc singur această livrare. Dar vreau să știi un lucru, că noi suntem cu inima și sufletul mereu lângă tine. Primește petala vârstei ca pe o binecuvântare. Ea să fie rod al bucuriei și speranței, credinței și iubirea să te însoțească mereu, iar împlinirea să o întâlnești la oricare pas. Steaua ocrotitoare să lumineze mereu asupra ta și a celor dragi ție. Un îngeraș să te păzească, o îmbrățișare să te încălzească, un zâmbet să te facă fericită, o inimă să te facă iubită. La mulți ani, scumpă mami, din partea mamei și a lui Nenea Iura. Aplauze, hai să punem. Sunt cea mai fericită, că am cea mai bună mamă de lume. Sunt cea mai mândră copilă. Vă mulțumesc foarte mult.